întrebare. În același timp, doresc să anunț prezența sa la domnului Alin Popa, directorul Complexului Lucrat. O personalitate a mediului Băcaua, personalitate culturală a mediului Băcaua. Doriți să-ți doresc prima invitație? Da, ai să spun că da, nu e nevoie de cameră. Pentru camera. Pentru registrare. Da, pentru registrare. Bună ziua, Alin Sebastian Popa e numele meu. Vă mulțumesc domnului Iacob pentru invitație și vă mulțumesc că mă primiți în această frumoasă familie. Da, Udana, așa mă simt și eu, ca într-o familie. Plecând de la ideea de sentimente, cred că, eu fiind istoric, cred că cea mai frumoasă carte de istorie care s-ar putea scrie e o istorie a sentimentelor. O spațiu în care absolut tot ce ne separă sau tot ce ar putea să ne dezbine pe diferite criterii pe care nu vreau să insist acum, sediul lui azi. Acolo suntem, suferim, iubim, la fel ca calitatea noastră de oameni. Aș vrea să vă spun o foarte scurtă poveste. Eu sunt produsul școlii de istorie bucureștene. Acolo unde am învățat alături de Antonin și pe Ion Giurescu, pe Ioan Scurtu, o școală de istorie ușor naționalistă. N-am apucat să aud ieri măcar un singur curs despre minoritățile din România, niciodată, și asta se întâmpla în anii 99-2004. În schimb, am început un curs doctoral la Iași și m-a ajutat profesorul Gheorghe Iacob să accepta, de fapt, să îmi focalizez cercetarea pe istoria Bacăului. Acolo unde am descoperit o istorie aproape necunoscută. Am întâlnit acolo comunități etnice excepționale. Armeni, evrei, italieni. Oameni care au produs, au generat efectiv ideea de urbanitate băcăuană. Oameni care au adus o contribuție excepțională în dezvoltarea culturii băcăuane și naționale, a mediului economic, a industriei. În calitatea pe care o am acum, la Muzeul de Istorie, eu vă aștept pe toți să mă ajutați, pentru că vreau să înființez acolo o secție dedicată minorităților băcăuane și a personalităților armenești, evreiești. Vreau ca această comunitate să înțeleagă faptul că una dintre cele mai mari bogății pe care le are România este bogăția asta a diversității, a multiculturalității. Vă rog să mă ajutați și vă mulțumesc că mă primiți în rândurile voastre. Mulțumesc frumos! Sunt abonat! Domnului Alin Popa și am făcut un mic reportaj la istoria sentimentelor. Vă rugăm